Stimați jurnaliști, stimați concetățeni, stimați lideri ai partidelor de opoziție. Astăzi vreau să fac un anunț de mare importanță pentru politica din Republica Moldova. Astăzi noi deschidem o pagină istorică nouă, ce va marca în mod pozitiv și soarta de mai departe a democrației moldovenești, a țării în general și a tuturor cetățenilor. E vorba de modul în care opoziția poate participa în comun la alegerile prezidențiale. Mai întâi trebuie să constatăm un lucru evident din societatea noastră. Majoritatea cetățenilor sunt de acord că a venit timpul pentru consolidarea forțelor politice, în special forțelor politice de opoziție. Altfel nu se va schimba nimic. Oamenii s-au săturat de ambițiile și de egoismul unor lideri politici din Republica Moldova. Și oamenii așteaptă din partea liderilor un gest de maturitate politică. Ei așteaptă ca opoziția să găsească limbă comună, să se unească împotriva fără de legilor ce se întâmplă în Republica Moldova. Societatea moldovenească la acest moment dorește claritate și o strategie eficientă din partea opoziției în lupta pentru funcția supremă în stat, în campanie electorală pentru prezidențiale. Nu mai este timp de pierdut. Și noi suntem datori, dar suntem oameni de stat și oameni responsabili, să răspundem acestor solicitări justificate de partea poporului nostru. Noi suntem datori să oferim oamenilor un sentiment de coeziune, de încredere, de responsabilitate, de speranță, de viziune pentru pace și dezvoltare a Republicii Moldova. Oamenii mai au o singură speranță, că opoziția se va înțelege. Și noi nu avem dreptul moral să le înșelăm această speranță. Pornind de la această constatare, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, principala forță de opoziție, și eu personal am luat decizia de a răspunde în mod ferm și pozitiv aceste solicitări din partea poporului Republicii Moldova. Vă anunț că Partidul Socialiștilor nu va înainta un candidat partinic la aceste alegeri prezidențiale. Partidul Socialiștilor nu va înainta candidatura președintelui Partidului Igor Dodon sau a oricărui alt membru de partid bine cunoscut în întreaga țară, ci vom susține un candidat apartinic, un candidat unic de compromis național, în jurul căruia să fie posibilă consolidarea mai multor forțe de opoziție și în jurul căruia să fie posibil mobilizarea unor mari segmente ale cetățenilor de Republica Moldova. Precizez, propunerea de a susține un candidat comun de interes național a fost discutată astăzi la ședința executivului politic al Partidului Socialiștilor și unanim a fost susținută de toți colegii. Trebuie să ne ghidăm de interesul țării, de interesul național și nu de interesele înguste de partid și egoismul politic. Trebuie să dăm dovadă de maturitate politică. Deci mă refer la toți. În decizia de azi, Partidul Socialiștilor a ținut cont de toate discuțiile și recomandările din ultimul timp. Vă aduc aminte, societatea civilă, cetățenii, sutele de întrebări care le-am avut eu personal, dragi concetățeni dumneavoastră, îmi puneați un singur mesaj. Domnul Dodon, poate vă uniți. Noi astăzi răspundem acestor solicitări. Venim cu un candidat unic de interes național. Acest candidat cu caracter și cu cele mai înalte calități profesioniste și omenești este domnul Alexandru Stoianov, pe care și Partidul Socialiștilor și eu personal îl vom susține cu toată încrederea în aceste alegeri prezidențiale pe care ne punem ca scop să le câștigăm. Eu știu sigur că în susținerea domnului Stoianov vor veni foarte mulți lideri de opinie, demnitari și politicieni care pun pe prim plan interesele Republicii Moldova. Ei, ca și mine, au încredere că domnul Stoianoglu este acea personalitate
care exprimă voința și speranța majorității cetățenilor, care își doresc o politică matură, responsabilă și statalistă. Alexandru Stoianoglu posedă și autoritate profesională, și atitudine patriotică, și modestie personală, și curaj civic, și principialitate. Dumnealui posedă toate cele calități de care trebuie să dea dovadă un președinte de țară, un președinte a tuturor, dar nu un președinte afiliat politic unui partid politic. Evident că noi solicităm și cerem susținerea și altor partide de opoziție. Iată de ce astăzi, puțin mai târziu, o să vin cu un mesaj și către liderii partidelor de opoziție. A venit timpul să dăm dovadă de maturitate politică. Toți împreună. Eu vreau să mulțumesc domnului Stoianoglu pentru curaj, pentru faptul că a acceptat să fie candidat în această cursă de lucru simplă pentru alegerile prezidențiale. Domnul Stoianoglu. Dragi prieteni, am acceptat astăzi să mă implic într-o activitate dificilă. Acum nu e loc pentru demonstrarea orgoliilor și ambițiilor. Există doar conștientizarea responsabilității și complexității incredibile a sarcilor trasate. Voi fi succint. Decizia mea a fost influențată de mai mulți factori. Primul, injustiția și arbitrariul Moldova cresc în fiecare zi. Nedreptate nepedepsită, abuzul demonstrativ, în sensul direct al cuvântului, batjocura față de oameni. Legile sunt calcate în picioare. Ordinea constituțională este atacată zilnic de autorități și diversi aventurieri politici. Restabilirea dreptății și a legii este începutul începuturilor. Iar noi o putem face împreună. 2. Mulți știu că sunt un susținător al integrării europene a Republicii Moldova, dar mă doare și mă ofensează atunci când integrarea europeană este folosită ca o bită și nu ca o prerogativă ambițioasă pentru modernizarea țării și unitatea oamenilor. Este dezgustător să vezi cum Moldova neutră este transformată într-un câmp de luptă, într-un teritoriu de conflict. Și nu doar partidul de la putere este implicat în acest joc. O Moldova europeană trebuie să fie neutră, în care să existe loc de cooperare între țări și popoare. Un loc cu înalte garanții sociale. Un stat care oferă cel mai valoros bun după standardele actuale și anume securitate. Și ultima. Я не политик. За мной нет каких-то политических проектов. Но в то же время я способен общаться со многими политическими лидерами этой страны, нашей страны, которые уже несколько лет между собой не общаются. Возможно, именно потому, что я не политик, я готов беспристрастно понять ценность каждого общественного деятеля нашей страны, вне зависимости от их политических взглядов. Полномочия и миссия главы молдавского государства сводятся именно к этой задаче. Объединять, искать компромисс, находиться на равном расстоянии от всех граждан, от политиков, всех ориентаций. Это именно то, в чем нуждаются наши люди. Спасибо большое вам, Мусимес Мулк, Петро Апенси. Спасибо, Александр Дмитриевич. Нет сомнений, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. И я хочу сейчас обратиться к нашим коллегам, лидерам оппозиционных партий. Уважаемые коллеги, уважаемые лидеры общественного мнения, лидеры политических партий. Мы, социалисты, сделали свой шаг на пути по выдвижению народного кандидата президента.
именно народного кандидата, не партийного кандидата. Я очень надеюсь, что вы последуете нашему примеру. Мы предлагаем вам сделать тот же шаг. Отказаться от партийных интересов, от каких-то личных интересов и подумать о стране. И для того, чтобы не откладывать, времени нет. Я предлагаю и призываю, приглашаю уже в эту среду, 10 июля, в 10:00 провести встречу лидеров партий и политиков, способных вместе сформировать эту единую платформу по поддержке народного кандидата. Я думаю, что такую встречу трудно себе представить без Владимира Воронина, без Рената Усатова и Иона Кику, без Иона Чебана и Ирины Влад, без Влада Филата и Андрея Настаса и других лидеров. А саму встречу я предлагаю провести нейтрально для всех вместе. В библиотеке цивилизации у Марка Ткачука. В среду, 10 июля, в 10:00, мы вас ждем для того, чтобы мы вместе разработали стратегию, позицию по выдвижению народного кандидата в президент. Я вам отсюда, Владимир. Александр Михайлович.